A fost odată un împărat care iubea o umilă fecioară. Așa începe una dintre povestirile lui Kierkegaard. Împăratul acesta nu semăna cu niciun alt împărat. Toți conducătorii celorlalte neamuri tremurau în fața puterii sale. Nici unul nu cuteza să sufle o vorbă împotriva lui, că cerea de știut că avea puterea de a-și drobi dușmanii. Cu toate acestea, prea puternicul împărat se topea de dragoste pentru o umilă fecioară. Cum ar fi putut să-i mărturisească acestea dragostea pe care i-o purta? În mod ciudat, se simțea legat de mâini și de picioare tocmai datorită măreției sale. Dacă ar fi fost să o aducă în palatul lui, să-i încununeze capul cu juvaieruri, să o îmbrace în straie împărătești, fără doar și poate că ea nu i s-ar fi opus, nimeni nu cuteza să-i se opună. Dar oare l-ar iubi? Desigur, i-ar spune că îl iubește, dar ar fi sinceră? Sau ar trăi lângă el cu teamă, suferind în adâncul inimii sale de dorul vieții pe care o ducea mai înainte? Ar fi fericit alături de el? Cum ar putea să știe el lucrul acesta? Dacă s-ar duce la coliba ei din pădure, în caleașca ca să împărătească, însoțit de un alai de ostași înarmați, fluturându -și steagurile strălucitoare, ei bine, și asta ar lăsa-o fără grai. Dar el nu-și dorea o slujnică servilă. Își dorea o iubită pe măsura lui. Își dorea ca ea să uite că el este un împărat, iar ea este o simplă fată din popor. Împăratul încredințat că nu are cum să o înalțe pe fecioară la rangul său fără să-i suprime și libertatea, a hotărât să coboare el însuși. S-a îmbrăcat simplu, s-a acoperit cu o mantie ponosită și sub această înfățișare necunoscută s-a apropiat de coliba ei. Era mai mult decât o simplă deghizare. Împăratul își însușise o nouă identitate. Renunțase la tron ca să câștige inima fetei. Nu știa sigur dacă ea îi va întoarce iubirea, dar merita să încerce. Era tot ce mai putea face să-și astâmpere iubirea ce i-o nutrea. Văzându-și lumea văduvită de har, în luna șasea, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat al cărui nume era Iosif, din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Intrând la ea, îngerul i-a zis, salutare ție, cărea ți s-a dat har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Ea a fost foarte tulburată de aceste cuvinte și se gândea ce ar putea să însemne lucrul acesta. Îngerul i-a zis, nu te teme Maria, pentru că ai găsit har înaintea lui Dumnezeu. Iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu, care vei pune numele Isus. El va fi mare și va fi numit fiul celui prea înalt, iar Domnul Dumnezeu îi va da tronul strămoșului său David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit a însemnat mult când omul a fost făcut asemenea lui Dumnezeu, dar infinit mai mult când Dumnezeu s-a făcut asemenea omului, când Dumnezeu și-a însușit o nouă identitate. Harul a coborât atunci pe tera, pe gratis, necondiționat, nu cu încleștare, nici cu regret, ci cu un zâmbet larg, generos, din partea casei.